știri la miezii, știrea de ultimă oră la Digi24, accident grav în județul Prahova, acolo unde un microbus plin cu elevi a fost lovit de o altă mașină. Din primele informații, 6 persoane sunt rănite. Planul roșu de intervenție a fost activat. Detaliile de la Valistan Vali. Au ajuns salvatorii la fața locului. Accidentul a avut loc în localitatea Drăgănești. În microbus se aflau 19 elevi de liceu. La un moment dat, un autoturism ar fi intrat pe contrasens, din primele informații, și s-ar fi zbit frontal de microbuzul școlar. Vă spuneam că au ajuns salvatorii la fața locului, iar din primele informații se pare că 6 elevi sunt răniți. Aceștia primesc îngrijiri medicale chiar acolo la fața locului. Sunt 15 autospeciale trimise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și de către Serviciul Județean de Ambulanță acolo, tocmai pentru că există riscul să fie și mai multe victime. Trebuie să fie evaluați toți elevii care se aflau în microbuzul respectiv. Acesta este și motivul pentru care a fost activat planul roșu de intervenție, ceea ce înseamnă că la nivelul județului Prahova sunt pregătite toate unitățile să intervină dacă va fi nevoie.